2,6 lei costă un litru de benzină aici. Ups, cred că am luat un radar, că am văzut un blitz. Și cel mai probabil pentru mine a fost. Deja se schimbă peisajul. Cred că mă apropii de marginea lumii. Eu am un iaurt aici și m-am abținut să-l mănânc. Am zis că nu mănânc, ca să nu le fac poftă la ăștia de lângă mine. Ăștia-s cu ceștile de cafele, poze de Instagram. Îmi fac ei poftă mie, că eu-s rup de foame. Salam aleikum, bună dimineața și Ramadan Karim, pentru că suntem în ultimele zile a Ramadanului. Astăzi m-am trezit de dimineață, o să plec înspre Alula, înspre Madain Saleh, Hegra. Dar vreau să tai în două drumul ăsta, pentru că e un drum lung, în jur de 1000 de kilometri, așa că am de gând să merg astăzi cel puțin 500 de kilometri și să mă opresc pe undeva, printr-o oază pe undeva, încă nu știu unde, să înnoptez și mâine dimineață plec mai departe. Bineînțeles că vreau să și vizitez pe drum câte ceva și în primul rând vreau să mă duc într-un loc care se cheamă Edge of the World, adică marginea lumii. Ăsta e mai aproape, e la vreo 100 de kilometri, nu e chiar în drumul meu, mă abat un pic, dar nu e problemă pentru că cred că am suficient timp. Hai la drum, mă duc primul lucru să fac plinul la mașină. No, hai să vedem cât costă benzina aici, în Arabia Saudită. De fapt și văd afișat 2,18 dinari arabești. Calculăm și vă spun imediat cât e și în lei. Gata, hai la drum. 2,6 lei costă un litru de benzină aici. Adică 2,18 riali. Da, aici nu sunt dinari, sunt riali. Îi încurcasem eu. Am de traversat Riadul în prima fază, după aia o să intru în plin deșert. Pentru că, după cum v-am zis și în vlogul trecut, Riadul este situat fix în mijlocul deșertului. De ce a fost construit aici, în mijlocul deșertului, orașul? Din cauza că în vremuri străvechi, aici a fost confluența a mai multor râuri, care, bineînțeles, acum au dispărut și n-au mai rămas decât niște văi, niște văi uscate, unde, dacă se sapă, încă mai se găsesc urme de apă. Mașinuța se conduce excelent. Drumurile foarte bune, o plăcere să conduci pe aici. Acum să vedem cum e mai încolo, prin deșert, dar mă aștept să fie bine și pe acolo. Infrastructura în Arabia Saudită este foarte bine pusă la punct. Și da, trebuie să repet asta cu benzina. E tare, nu? Să bagi benzină și să te coste 2,60 litru. Să tot faci plinul, să tot mergi mii de kilometri. Acum eu mă așteptam ca aici, la ieșirea din oraș, să fie vânzători de cafea la șosea, cum am găsit prin alte țări arabe în Ramadan. Dar se pare că aici nu. Așa că o să beau o cafea rece. Și din câte știu eu, în Ramadan este permis să bei și să mănânci, dar doar în cazul în care călătorești. Deci eu sunt în măsură să beau și să mănânc și nu deranjez pe nimeni. Oricum, n-o să mănânc și n-o să beau în prezența altor oameni.
din respect pentru ei, din respect pentru ei, pentru că da, nu e chiar ușor să stai o lună de zile fără să mănânci și fără să bei nimic de dimineața până seara. Asta cu mâncarea o înțeleg, nu e foarte greu nici pentru mine, pentru că și eu fac de multe ori, dar să nu beau apă, asta e greu, mai ales aici în mijlocul deșertului. Cum se conduce pe aici? Stilul arab. Adică poți să te aștepți la orice moment să facă o manevră total neașteptată, să-ți iasă fără să se asigure, să circule cu mașini din care pică piese ca ăsta din față de aici, de pe stânga, de-i pică spoilerul. Au mai văzut niște mașini dezmembrate circulând fără probleme? Cam așa e prin țările arabe. Gata, am ieșit din zona metropolitană. De aici intru în plin deșert. O vreme o să merg pe o vale a unui fost râu. Se și vede că aici e mai verde. Sunt și ceva localități pe aici. Absolut totul închis și prin satele astea. E bine că m-am aprovizionat cu apă măcar, că n-aveam efectiv de unde să-mi cumpăr de pe drum. Mă așteptam să fie stricți, dar parcă nici chiar așa. Adică, na, eu am mai fost, v-am zis, în țări arabe de Ramadan, dar ca aici, absolut niciunde. Să fie chiar așa de stricți și chiar să nu mănânce și să bea cea mai mare parte a populației, că probabil mai sunt și printre ei care mănâncă și beau și în timpul zilei, dar ascunși. Și da, prin faptul că e închis totul, încurajează cumva treaba asta. Până la urmă e un lucru bun pentru sănătate să ții o lună de zile un asemenea regim. De fapt, ca și postul la noi, numai că la noi cred că 1% din populație mai respectă postul Paștelui. Probabil dacă societatea ar fi la fel ca aici, adică să te constrângă cumva la treaba asta, probabil și la noi ar posti mai multă lume și spre binele lor. Traversez o oază, o oază plină de curmali. Am luat aseară niște curmale extraordinar de bune. De fapt, acum merg tot pe valea aceluia și fost râu. De asta e verde, de asta aici mai e vegetație. Nu știu ce cultură e aici în stânga. Pare cam uscat. A, porumb. E porumb, dar a fost cules deja, sunt doar paiele. A, uite și câmpuri cu legume. Absolut pustiu pe aici, n-am întâlnit nicio mașină de ceva timp. E adevărat că oamenii ăștia nu prea sunt activi ziua. Viața începe după ce apune soarele. La fel e tot timpul anului, dar acum în perioada Ramadanului cred că e și mai și. Deja se schimbă peisajul. Cred că mă apropii de marginea lumii. Da, planurile de acasă nu se potrivesc cu cele din teren. Pentru că de aici începe drumul înspre marginea lumii, drum care nu poate fi parcurs decât cu 4x4.
Vorbim mai devreme cu un băiat care era și el pe aici la plimbare și mi-a zis că îți trebuie un 4x4 și nici măcar orice 4x4, îți trebuie unul preparat de off-road, că altfel nu poți să ajungi și de aici mai mergi încă 20 de kilometri până în acel loc. Dar nu m-am gândit bine. Cel mai probabil sunt excursii care duc acolo din, organizate din Riad. Asta e, nu e niciun fel de problemă. Mergem mai departe înspre Alula. De aici o să ies din nou undeva la autostradă și îi dăm drumul sute de kilometri prin deșert. Cel mai probabil o să mă opresc undeva în, am văzut un orășel mai mare care se cheamă Hail. O să-mi și caut cazare acolo. Am fixat ca destinație Hail. Orășel, oază, nu știu exact ce-o fi, vedem acolo. Am 600 de kilometri de băgat prin deșert. Hai să dăm bătaie. Știu că sună ciudat, dar eu întotdeauna am avut o atracție pentru deșert. Nu știu de ce. Mi-a plăcut întotdeauna să mă plimb prin zone deșertice. Am mai traversat deșerturi și prin Egipt, dar ăsta va fi cel mai lung drum care taie un deșert. 1000 de kilometri. N-am mers niciodată chiar atât de mult cu mașina prin deșert. Deja ajung în mici oaze. Aici e o baltă cu apă atât de prețioasă în asemenea locuri. Un om cu oile aici care mănâncă probabil smocurile astea de iarbă, puține de altfel. Iar aici o turmă de cămile. Este incredibil cum trăiesc oamenii ăștia aici. Pe acolo casele. Este o mică comunitate. Aici, pe lângă balta asta. Fascinant! Pentru mine este absolut fascinant să văd asemenea moduri de viață. Din nou pe autostradă, viteza maximă admisă în Arabia Saudită este 140 la oră pe autostradă. Nu știu ce s-a întâmplat aici. Dar clar trebuie să o las mai încet. Incredibil, exact acum a ieșit un camion de pe șosea. Miroase a cauciuc încins, probabil a făcut explozie. Nașpa. Aici în dreapta este o centrală solară. O centrală solară cum n-am mai văzut niciodată. Efectiv nu vezi capătul câmpului de panouri. E și normal să fie așa. Atâta loc gol și unde soarele arde foarte, foarte multă vreme în decursul unui an, adică tot timpul. Probabil aici sunt câteva zile pe an fără soare. Și asta din cauza unor furtuni de nisip, nu că ar fi înnorat. Deci merg de vreo 30 de kilometri, cred. Și încă nu s-au terminat câmpurile de panouri. Iar în dreapta, din nou, cât vezi cu ochii.
chiar n-am mai văzut o asemenea centrală solară. Și apropo de investiții și inovații aici în Arabia Saudită, știți bine că aici se construiește unul dintre cele mai moderne și futuristice orașe din lume, orașul Neom, undeva lângă Tabuk, de la Tabuk înspre Marea Roșie. Ei bine, m-a contactat prietenul meu, Aurel Popa, pe care l-am cunoscut în Ghana, care este inginer constructor și atunci avea un proiect în Ghana. Acum el lucrează la acest proiect. Mi-ar fi plăcut mult să am timp să ajung și eu până acolo și să ne reîntâlnim. Cu siguranță ne-ar fi povestit multe lucruri interesante despre proiectul ăsta nou al unui oraș cum nu s-a mai văzut pe planetă. Ups! Cred că am luat un radar, că am văzut un blitz. Și cel mai probabil pentru mine a fost. Aveam 150 la oră când m-a luat valul. Drum gol, liber și muzică bună la radio. Și limita, da, limita e 140. Cel mai probabil l-am luat pe ăsta. Ajung în localitatea Sama. De aici începe un alt tip de deșert. Se și vede în față un deșert roșu cu nisip. Până acum a fost deșert pietros. De aici urmează dune de nisip. Deci e wow. Am ajuns să conduc pe Marte. Sunt înconjurat de dune de nisip roșu. Cât vezi cu ochii. O să încerc să ies cumva de pe autostradă, să văd cum arată deșertul aici, pentru că mi se pare interesant. Are o tentă verzuie, ca și când ar vrea să crească iarbă. O turmă de cămile. Hai să vedem, să găsim o parcare sau un drum lăturalnic. A, uite aici parcare. O să ies, oricum vreau să fac o pauză, să mă dezmorțesc un pic. Ia să vedem, că aici văd că pot să ies un pic înspre deșert. Da, e iarbă. N-am mai văzut până acum un deșert nisipos acoperit de iarbă. Foarte interesante locuri. Deci efectiv crește iarba din nisip. Super interesant. Mergem mai departe, mai am vreo 300 de kilometri până în Hail. Da, se merge bine, se merge cu spor, 140 la oră, lejer, pe autostradă. E bine, chiar nu e obositor deloc să conduci aici. Am trecut de primul checkpoint. Mă așteptam la mai multe checkpoint-uri, că prin țările arabe de regulă așa e. E plin de checkpoint-uri. Nu m-a oprit nimeni, nu m-a întrebat nimeni nimic, doar am lăsat încet și mi-a făcut semn să trec. Cred că văd niște lacuri în față. Asta dacă nu e efectul Fata Morgana. Că am mai pățit prin Egipt, de aveam impresia că văd apă și de fapt nu era apă. Da, aici s-ar putea să fie apă, că am văzut și cămile, văd și verdeață. Cel mai probabil e apă. Un lac în fosta Albia, unui râu. Așa.
așa pare. Da, e Dita mai lacul aici. Sunt prin orașul Alburaida. Aici e o intersecție, de aici în stânga m-aș duce înspre Medina, iar în dreapta o să merg înspre Hail. Probabil când mă întorc, mă voi întoarce pe la Medina. Este al doilea oraș sfânt al Arabiei Saudite. Dar încă nu știu dacă eu, ca și creștin, am acces în oraș. În Mecca știu că nu pot să intru. Acum despre Medina trebuie să mai citesc să văd. Am consumat deja mai mult de jumate de rezervor de benzină. Are rezervorul mic mașina asta. Aici în orașul ăsta vreau să mă opresc la o benzinărie să fac din nou plinul. Să vedem unde găsesc o benzinărie. Foarte mare orașul Alburaida. Nu știam despre el. No, hai să facem plinul. Văd că e la fel și aici, 2,18 benzina. Auleu. Motorina e 1,5, incredibil. Asta înseamnă 1,5 1,60 lei. Am plecat mai departe cu plinul făcut. Mi-am scos și curmalele la îndemână, că deja pe mine mă ia foamea. Dar eu am voie să mănânc curmale, că sunt în călătorie. Excelente. Efectiv, nu mă pot opri din curmale. Cum sunt astea? Printre cele mai bune curmale pe care le-am mâncat vreodată. Unele sunt mai tari. Probabil și astea sunt mai multe soiuri. Astea, efectiv, sunt cremă. Cremă goală, dulce, extraordinar de bune. Următorii 200 de kilometri sunt fix așa. Dacă vă uitați pe hartă de la Alburaida la Hail, nu vedeți decât o linie prin deșert. Ăsta e drumul pe care sunt eu acum. 200 de kilometri în linie dreaptă. Destul de plictisitor. Oricum, mie nu-mi plac autostrăzile, dar asta e. Foarte ciudat cum arată vremea în față. Parcă aș intra într-o furtună. Dar cel mai probabil e furtuna de nisip, nu de apă. S-a rărit mult și traficul aici. Chiar sunt curios dacă pe filmare se vede efectul Fata Morgana, pentru că eu îl văd în față. Efectiv, parcă aș intra într-un lac. Așa se vede. Și mai multă apă pe drum în față. Așa pare. Mai am vreo 100 de kilometri până în Hail. No, că intru în Hail. Eu mă așteptam să fie o mică oază aici în deșert, dar e Dita mai orașul la poalele acestor munți. Adevărul e că am lăsat GPS-ul să-și pună povestea. Adevărul e că puteam să mă duc dintr-una până în Alula, că drumurile sunt bune și mai aveam timp. De aici mai am vreo 400 de kilometri.
Dar am ales să-l tai în două drumul ca să nu fie prea obositor, că nu știam exact cum e. Se poate face drumul iad alula dintr-o bucată într-o zi fără nicio problemă. Da, eu așa am ales, hai să ne cazăm aici, în orașul Hail. De fapt e de-a dreptul imens orașul. Mă duc de vreo 15 km prin oraș și încă n-am ajuns la cazare. Mai am încă 8 km, deci e foarte, foarte întins orașul. No, cam ajuns la hotel. La prima vedere îmi place foarte mult orășelul ăsta. Foarte aranjat tot. Ăsta e hotelul, cel puțin așa cred, pentru că scrie în arabă, nu știu dacă am nimerit bine sau nu, dar o să mă duc să întreb la recepție. Ce mi se pare mie că, la cum arată, e cam puțin 100 de lei cât am plătit eu pe o noapte. Da, hai să vedem, hai să vedem dacă am nimerit bine sau nu. Nici nu-mi iau bagajul, mă duc prima dată la recepție să întreb. Omul de la recepție mi-a dat să verific o cameră, să văd dacă îmi convine sau nu. Am chemat liftul. Arată, uitați-vă și voi, într-un mare fel hotelul. La banii ăștia mi se pare ciudat, da? Poate astea-s prețurile pe aici. Etajul 1, hai să vedem. Haur, peste tot haur. Camera 118. Hai să o căutăm. 118 pe aici. Asta e. Cam bez, nu? Mă, sigur am nimerit bine. Așa ceva. M-am pierdut deja. M-am rătăcit. Hai să vedem ce e aici. Da, nu știu de unde aprind. A, uite aici alte becuri. Living. De unde dorm? Bucătărie. Deschid uși pe aici, poate dau peste careva. Baie foarte mare. Mă! Așa ceva. Așa ceva. Pat de 6 persoane. Incredibil. Și aici. Încă o cameră. Încă o cameră cu două paturi. Pot să subînchiriez și scop banii. Cine-i prin Hail astăzi? 50 de lei, uite. Da, n-am ce să zic. 100 de lei? Da, au și televizor. Nu stau eu la televizor. Da. Asta înseamnă să știi să faci turism. O fi vreo promoție acum, că probabil nu multă lume călătorește pe aici. Dacă aveam și balcon, era și mai bine. Da, e foarte ok. Hai să-mi iau bagajele. Asta și o închidem, că nu stăm aici. M-am odihnit un pic, am ieșit din nou la plimbare. Vreau să mă duc un picuț aici în orașul Hail. Este un fort interesant de vizitat. Vreau să mă duc să văd acest fort. Ar fi încă un lucru foarte important de vizitat, un palat de prin secolul 6, aici în munții din zonă. Dar e de mers vreo 80 de km până acolo și astăzi clar nu mai apuc.
Acolo din nou e un palat foarte interesant al unui celebru personaj din lumea arabă, Hatim Tai. Probabil unii dintre voi ați auzit despre el, s-au făcut filme despre acest om. A fost și poet învățat al lumii arabe. Eu am auzit despre el, am citit despre el în trecut și nu știam că aici este locul unde a trăit el, în zona Hail. Fiind aici, da, mi-ar fi plăcut să ajung și la acel palat, dar cu altă ocazie. Astăzi, clar, nu mai apuc. Până atunci, mă duc să văd fortul de aici, din Hail. Hai să-l vedem împreună. V-am zis că îmi place mult orășelul ăsta. Extrem, extrem de curat aici, în deșert, nu-mi vine să cred. Totul aranjat, totul foarte curat. Hai să vedem cum arată fortul. Și deja cred că văd fortul acolo în fața mea, într-un vârf de munte. Cred că e interesant de urcat până acolo. Am parcat aici în centru, unde văd tot felul de vestigii antice. Aici e fortul, văd că foarte bine pus la punct, foarte bine întreținut. De fapt, tot orășelul ăsta mi s-a părut foarte aranjat. Riadul mi s-a părut foarte prăfuit, în schimb, și învechit cumva. Acum, hai să vedem dacă se poate vizita fortul sau nu, că, da, mă aștept ca să fie și aici închis. Oricum, am primit un mail foarte ciudat și de la rezervarea mea făcută în Hegra, în Madain Saleh. Acum aștept un update. Până nu vine update-ul, nu vă spun ce mail am primit, dar sună urât de tot. Bineînțeles că nu e nimeni aici. Eu am trecut pe lângă bariera aia. Sper să nu se ia nimeni de mine. De fapt, n-are cine, că nu e nimeni. Oricum, nu asta vedeam eu de pe drum. Ceea ce vedeam de pe drum era mai măreț, mai sus, într-un munte. Și acolo vreau să mă duc. Dar prima dată, hai să vedem fortul ăsta. Dacă om putea. Apropo de mail-ul pe care l-am primit despre Madain Saleh, sunt dat peste cap un pic, pentru că eu mi-am făcut rezervare de, mi-am cumpărat biletul de intrare de pe net, încă de acasă, ca să fiu sigur că nu mai am probleme. Și acum primesc mail că a fost o eroare de sistem și nu mai sunt locuri în ziua în care mi-am programat eu, adică pe poimâine. Că mâine, am zis, sunt tot pe drum, poimâine ajung acolo. Am primit mail că nu mai sunt locuri și că vor să-mi anuleze rezervarea. Îmi vine și să râd, dar m-a bulversat rău, adică am luat prin Get Your Guide, e o companie mare din câte știu eu, și am crezut că sunt serioși. Și acum tot discut cu ei să mă lămurească, să-mi spună ce să fac. A rămas să îmi zică astăzi exact care e treaba. Dar din câte se pare, da, mi-au anulat rezervarea. Nașpa. De asta sunt așa un pic dat peste cap. Dar până una altă, câteva imagini de aici cu orășelul Hail. Cred că pot să ajung până sus în fort. Ba, nu pot, că e închis. Văd acolo lacătul. Am eu o baftă. Am eu o baftă cu vizitarea
obiectivelor turistice de aici, din Arabia Saudită. Așa ceva. Vizităm măcar pe din afară. A, uite, aia vedeam eu. Da, acolo e altceva, clar. Pare drum care urcă până sus. De aici o să încerc să ajung acolo. Fortul din chirpici. Se vede că a fost renovat recent. Iar orășelul nu e chiar un orășel, e dita mai orașul. Se întinde mult și în partea aia. Și probabil e așa curat din cauza că e protejat de nisip, de acești munți. E ascuns cumva între munți. Și probabil furtunile de nisip nu pătrund până aici. Văd și multă verdeață aici pe văile astea, au grămadă de curmali. Spre deosebire de Riad, care nu e între munți, e în plin deșert și de asta totul e prăfuit acolo. Da, hai să vedem cum ajungem acolo, în vârful ăla de acolo, probabil se vede și mai spectaculos. Mi-ar fi plăcut să intru un pic și aici, în cașbacul ăsta. Da, dacă e închis, ce să fac? De fapt, hai să mergem până acolo, poate pus la că tu numai așa de formă. Nu, nu. E în cuia de-a binelea. Bineînțeles că nici sus pe munte nu pot să urc. Drumul e închis. M-am înțeles cu băieții ăștia cumva în arabă. Zis că doar la Khamsa se deschide, adică la ora 5. Mai am de stat vreo jumătate de oră pe aici. Măcar aici să ajung și eu. Incredibil, incredibil ce se întâmplă, dar na, acum e normal, toate astea sunt din cauza Ramadanului, dar eu m-am informat, cel puțin despre Madain Saleh, m-am informat de data asta după pățania de acum 4 ani și de asta am și luat de acasă biletul. Acum eu sper să fie totul în regulă. Oricum mă duc până acolo și dacă chiar nu pot și nu pot sub nicio formă să intru, nu rămâne așa, nu rămâne așa, pentru că am cheltuit o grămadă de bani să ajung aici și da, nu merge așa. Mai câteva minute, a început ploaia, nu-mi vine să cred. Niște picuri de ploaie. M-am plictisit pentru că am editat vlogul până acum. Da, vlogul ăsta cred că e destul de plictisitor pentru voi, pentru că e mult deșert, mult mers cu mașina prin deșert, dar știți bine că eu vă prezint ceea ce fac în călătoriile mele. Astăzi asta am făcut, am mers cu mașina prin deșert. Na, că deja plouă de-a binelea. Am mai prins-o și în Egipt, ploaia de 10 ani. Acum prind în Arabia Saudită. Eu am un iaurt aici și m-am abținut să-l mănânc, am zis că nu mănânc, ca să nu le fac poftă la ăștia de lângă mine. Ăștia-s cu ceștile de cafele, poze de Instagram. Îmi fac ei poftă mie, că eu-s rup de foame. Așa ceva. În fine, s-a deschis bariera și am urcat aici. Hatem View se cheamă locația.
cam așa arată, am plătit 25 de reali să ajung aici și nu se merită. Nu se merită, credeam că e mai spectaculos, că e mai înalt, dar nu. Era fain dacă era senin și prindeam apusul soarelui, dar așa văd doar niște ploi acolo în depărtare. Iar ca să ajung acolo, în cel mai înalt punct, încă vreo, cât mai până acolo, vreo 50 de metri, trebuie să mai plătesc încă 50 de real și am zis pas, deja nu mi se pare o afacere. Dar oricum e interesant că am urcat până aici, vedem orașul Hail și din altă perspectivă. Și acum înțeleg de ce munții ăștia sunt verzi, din cauza că aici mai plouă câte un pic. Las mașina un pic aici în centru vechi și mă duc la plimbare, pentru că deja trebuie să înceapă să se deschidă magazinele, să se deschidă restaurantele. Trebuie să-mi iau și eu ceva de mâncare, să mănânc și eu ceva, că-s rup de foame. Ceva fructe măcar, sau nu știu. Să vedem ce găsim. E, uite ce centru aranjat. De fapt, ca și tot orașul. Curat, frumos, aranjat. Aoleu, haur. Haur cât vezi cu ochii. De fapt, am nimerit în zona veche a orașului, unde e și bazarul. E normal să fie aur peste tot și mărfuri. Numai că eu de-abia mai vorbesc de foame. Trebuie să dau eu și de zona cu mâncare. Ia uite că începe să apară mâncare. Dar eu nu prea vreau sandwich, eu aș vrea mâncare adevărată. Lumea începe să-și cumpere mâncare, am văzut și acolo. Deja se pregătesc de masă. Mai vreo oră până la masă. Deci mai rabd un pic, că n-am ce să fac. Destul de interesant pe aici. De fapt, ca în Riad, că și în Riad, în bazar, tot cam la fel era. Aur, plin de aur peste tot. Dar aici mi se pare mult mai curat și mai aranjat. Riadul, v-am zis, un pic cam prăfuit. Ia uite. Tone de aur peste tot. Acolo o stradă numai cu aur. Eu aș da tot aurul acum pe niște carne de miel la grătar. La ce foame am. Mărfuri diverse, mâncare mai puțin. Am văzut foarte multe artificii la vânzare, probabil acum urmează sărbătoarea lor de sfârșit de Ramadan. Urmează Eidul și probabil o să tragă la artificii de numai. O să prind și eu sărbătoarea pe undeva, pe aici prin Arabia Saudită, dar încă nu știu exact în ce zonă o să fiu. Da, clar, pentru aia se pregătesc. De toată lumea vinde artificii. Pe 9 aprilie va fi. Da, cred că mă duc să caut eu pe hartă prin jurul hotelului meu un restaurant și să mă duc să stau acolo până când se deschide.
Că aici am încercat, dar nu funcționează talabatul. Chiar dacă orașul e destul de mare. Interesante florile astea, un fel de salcâm după frunză. Tot bulevardul e plin de acești pomi înfloriți. Am ajuns la hotel, toată lumea e nebunită la ora asta. În trafic, toată lumea agitată, toată lumea nervoasă. Am întrebat la recepție unde e un restaurant pe aproape. Mi-a arătat două aici în față. E un Subway, nu prea se ofan Subway, dar dacă altceva nu găsesc, o să-mi iau... Hello, hello! Rup de foame și ăsta. Numai că nu a luat-o la fugă cu punga de mâncare să se apuce de mâncat. Vă dați seama că toată lumea e agitată. Dacă n-am mâncat toată ziua, cum sunt și eu de fapt, că și eu îți rup de foame. Mă duc să văd dacă e la... Dacă nu găsesc altceva, îmi iau de la Subway. E un Kudu, zicea. Uite-l acolo, văd în față. Să vedem. Mânc orice la ora asta, că-ți rup de foame. Fast food, ce să fac? Dacă altceva nu este în zonă și n-am chef să mai aștept sau să mai umblu. O fi bun și asta. Un fel de KFC. De foame merge de număr. Cu sosurile astea barbecue. Am uitat să vă spun, 27 de riali a costat tot ce am aici. Asta înseamnă vreo 30 de lei. Am ajuns la cazare. O să mă pun la somn. Mâine dimineață plec înspre Al Ula. Încă n-am primit niciun răspuns despre biletul meu de intrare la Madain Saleh. Mai vedem la noapte dacă apare vreo modificare. Deocamdată e așa, incert. Eu oricum mă duc până acolo și vedem ce se întâmplă. Dar până atunci, eu închei acest vlog aici. Vouă vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți. Vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal. Mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal. Vă las în descriere din nou codul meu de reducere la Easy Hire, rent-a-car în Arabia Saudită, Dubai, Qatar, Kuwait și mai câteva țări din zonă. Pentru că știu că multă lume călătorește prin aceste țări și are nevoie de așa ceva. Până la următorul vlog de aici din Hail, Arabia Saudită, eu vă spun la revedere!